Călin Georgescu spune că este expert în dezvoltare durabilă și este profesor asociat la Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe, și încasează un salariu frumos de aici. Potrivit declarației de avere de pe site-ul BEC, completată la data de 1 octombrie 2024, în ultimul an, Călin Georgescu a câștigat 72.000 de lei ca profesor. Ceea ce înseamnă, la un calcul simplu, că acesta încasează lunar un salariu de 6.000 lei lună. Călin Georgescu a fost surpriza primului tur al alegerilor prezidențiale 2024. Acesta a reușit să se impună în fața contracandidaților și a reușit să adune un total de 2.120.404 de voturi, 22,94%, terminând cursa pe primul loc. După rezultatul triumfător la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu a făcut primele declarații publice. Acesta și-a început discursul, explicându-le contracandidaților săi cum a reușit să câștige în primul tur. De asemenea, candidatul la prezidențiale a susținut că poporul român a rănăscut odată cu aceste alegeri. Politicieni sunt singurii care încă nu au înțeles ce s-a întâmplat. Ați făcut și continuați să faceți afirmații defăimătoare, v-ați cignit unii pe alții. Dar cel mai grav este că ați cignit poporul român timp de 35 de ani și ați continuat să-l jigniți și astăzi, când spuneați că nu înțelegeți cum s-a întâmplat. Nu înțelegeți pentru că poporul român a rănăscut și a rănăscut în el dorința de demnitate pe care a pierdut-o în acești ani. Nu există locul 1 sau locul 2. Singurul loc care contează este al poporului roman, el este pe primul loc, a declarat Călin Georgescu. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.